Bună seara și bine v-am regăsit! Începem o nouă emisiune Cocktail. În această seară vorbim cu domnul viceprimar Sebastian Radu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Vorbim despre ce se întâmplă în Buzău de sărbători. Pregătirile sunt întoi. Aflăm exact când vor fi deschise, aprinse toate luminițele și de asemenea brazii din Buzău vor fi doi, ca în fiecare an. Și despre toate celelalte probleme, despre asfaltări, dacă aveți întrebări, puteți interveni. În primul rând, aș vrea să începem cu sărbătorile care se apropie, asta ca să începem cu subiectul frumos. Multe dintre instalații s-au amplasat deja, am văzut luminițe aprinse, înțeleg că urmează să fie altele. Da, activitatea va continua și pe parcursul încă două zile. Practic pe data de 6 decembrie de Sfântul Nicolae ne-am propus să terminăm de montat și de alimentat sistemul de iluminat festiv. Practic toate luminițele de sărbători vor fi aprinse, inclusiv centrul orașului, bradul din centrul orașului, bradul din parcul Crâng. Deja mare parte din acest iluminat festiv este funcțional la această oră și sperăm ca cu toții să ne bucurăm de el. Ne-a ajutat un pic și vremea, am avut și un pic de zăpadă, spre bucuria noastră și a copiilor. În emisiunea anterioare, telespectatorii noștri întrebau de ce nu se amplasează astfel de luminițe și în cartierele mai periferice și de ce sunt doar în zonele centrale. Să știți că nu sunt numai în zonele centrale, avem și în diverse cartiere ale orașului parte din iluminatul festiv. Este un lucru destul de costisitor. Și iluminarea întregului municipiu sau a tuturor cartierelor municipiului ar însemna un efort bugetar destul de serios. Încercăm să facem cât de mult ne permite bugetul. Noi de la an la an am încercat să îmbunătățim, să extindem câte puțin acest iluminat festiv și sper să o putem face și în anii următori, în așa fel încât din an în an să venim cu cât mai multe zone acoperite de acest iluminat festiv. Altfel, încercăm să acoperim toată zona centrală a orașului, principalele bulevarde, parcul Crâng, acolo unde avem o afluență mare de cetățeni și unde încercăm să dăm un aspect cât mai plăcut acestor locuri. În anul acesta ce avem în plus? Spuneați că extindeți de la an la an. Da, ne-am extins, ați văzut, și în cartierul Dorobanți și în cartierul adiacent Unirii. Încercăm parcul Crâng să-l facem de la an la an mai frumos. La fel, zona centrală, piața Daciei, care primește ornamente noi în fiecare an. Încep sesiunile de fotografii. Știți bine că buzoienii vor veni pe platoul din fața Palatului Comunal pentru a face fotografii atât cu bradul, cât și cu moșii care vor fi amplasați. Cum va arăta acel peisaj în acest an? Pe lângă figurinele tradiționale, Moș Crăciun, ursuleții pe care îi avem, vom avea și o fântână, dacă vreți, luminoasă, care să dea un plus în zona respectivă. Avem finalizată și strada cu zavod în momentul de față, care la fel îmbracă destul de frumos centrul orașului. Avem destul de multe lumini arhitecturale în zonă. Domnule viceprimar, avem deja pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Întrebarea dumneavoastră. Întrebarea mea este pentru domnul viceprimar. Vis-a-vis de Clubul Polițiștilor și spre Transilvanie și pe partea stângă și pe partea dreaptă, întrebam și eu dacă nu cumva mai sunt fonduri pentru construit un acoperiș în stație de autobuz. Da. Așa cum am spus într-o emisiune anterioară, încercăm pentru anul viitor, anul acesta am amplasat 27 de astfel de stații în municipiu, încercăm să continuăm și anul viitor, repet, în limita bugetului, să amplasăm, ne dorim pentru anul viitor încă 15 stații. Zona bazarului și a Clubului Polițiștilor, cum ați menționat, este una din zonele spre care ne îndreptăm atenția în mod deosebit, datorită numărului mare de cetățeni care circulă cu mijloacele de transport, practic, care folosesc stațiile respective. Deci răspunsul meu este da, anul viitor foarte probabil că veți vedea amplasate stații și în zonele respective. O altă întrebare mai aveți? Atât, vă rog. Vă mulțumim. Ploaia asta, era ploaia asta, da, și era știu. O lume aici băgată știu, aveți dreptate.
Am înțeles, da. Mulțumesc. O seară bună, la revedere. Da, sunt tot felul de probleme. Important e că oamenii primesc și un răspuns și încercați să le rezolvați pe toate. Și ați început lucrările pe strada Primăverii, una dintre problemele cele mai mari ale buzoienilor din zonă, o stradă care mult timp a fost neasfaltată. Felicitări pentru asta, înțeleg că urmează și altele. Da, mulțumim. Este o promisiune făcută de către noi încă din primăvara acestui an. Îmi pare rău că nu am reușit să începem mai devreme acea zonă, dar cu siguranță dacă am început-o, o să o și termin în cursul anului viitor. Este dorința noastră ca anul viitor să nu mai existe stradă neasfaltată în municipiul Buzău. Din păcate mai sunt câteva astfel de străzi, numai zona Primăverii și strada Viilor plus adiacente, le mai avem strada Plopilor și alte câteva străzi mai mici pe care încercăm să le rezolvăm în cursul anului viitor. Aici era o zonă cu probleme deosebite, vorbim de o densitate mare de populație și într-adevăr strada se prezenta într-un mod nu foarte plăcut, plină de noroi, cel puțin în zona Primăverii Viilor. Este foarte greu de circulat pe perioada iernii și încercăm să rezolvăm în primăvara anului viitor, să terminăm acea zonă și să extindem la alte zone ale municipiului. Vom continua amenajarea de trotuare. Ca și noutate, îmi propun ca în proiectul de buget pe anul viitor să reușesc să introduc și reabilitarea unei zone importante din cartierul Dorobanți 1, îmi doresc eu, unde am terminat de reabilitat rețelele. Da, avem utilitățile complet reabilitate în zonă, fie că vorbim de apă, gaz, iluminat public și așa mai departe, și putem trece la reabilitarea acelei zone și voi face propunerea ca în cadrul bugetului de anul viitor să prindem o sumă care să ne asigure reabilitarea, sper eu, a unei bune părți din cartierul Dorobanți 1. Vom continua de asemenea și în alte zone ale orașului unde avem deja lucrări începute, astfel încât cetățenii din toate zonele orașului să beneficieze puțin câte puțin de parcări noi, de drumuri reabilitate. Să știți că problema străzilor neasfaltate este una mare, din ceea ce ne spun oamenii care intervin. Întotdeauna sunt nemulțumiți de străzile pe care locuiesc. Aș vrea să vă întreb de ce a durat atât până când a început asfaltarea pe Primăverii și de ce nu am reușit să demarăm programul Mare Asfaltare încă. Pentru că tot ce înseamnă asfaltare este un, din păcate, un proiect destul de costisitor pentru bugetul municipalității. Lucrări s-au făcut în fiecare an, mai multe sau mai puține. Repet, întotdeauna trebuie să ne întoarcem la câți bani avem în buget și câți putem cheltui. Din păcate, și restricțiile în ceea ce privește cheltuirea banului public sunt din ce în ce mai multe și mă refer aici la gradul de îndatorare al municipiului, la posibilitatea de a face deficit pe bugetul aprobat, și atunci din păcate vorbim despre astfel de probleme. În ceea ce privește Marea Asfaltare, și aici vă pot da o veste bună, s-a terminat discuția cu Berdu, cel care a oferit acel grant pentru partea de proiectare și studii de fezabilitate, și eu zic că vom merge mai departe. În ședința din luna decembrie vom aproba deja noi indicatori și sperăm ca imediat după aceea să lansăm licitația publică și să avem de data aceasta suficienți participanți, contractul să fie atribuit. Și îmi doresc la fel de mult ca și dumneavoastră, ca și toți cetățenii, să mergem mai departe, pentru că este o problemă într-adevăr stringentă în municipiul Buzău, partea de asfaltare, și mă refer aici atât la carosabil cât și la trotuare în special. Deci după ce vor fi finalizate lucrările pe Primăverii, următoarele străzi care vor fi Viilor și ce ați mai spus? Viilor plus adiacentele, ne dorim, am spus, Alea Plopilor, pe care dorim să o reabilităm, să aducem un plus și în zona respectivă, plus mai avem încă 5 sau 6 străduțe mai mici care trebuie reabilitate de asemenea. Am început pe strada Pictorilor, de Alexandru cel Bun, la fel este lucrarea începută, din păcate vremea nu ne-a lăsat să terminăm și vom continua și în zona respectivă. Vom continua cartierul Micro 5, pe care sau în care am lucrat în tot acest an. Mai avem o întrebare de la un telespectator. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Din Dorobanți 1 vă sun. Da. Vă ascultăm.
zona de pe Columbia, orientare spre școala 7. E o apă de acolo până acolo. Plus de asta, mașinile sunt parcate prețătoare. Unde te duci tu copilul când... E și sens unic, am înțeles, dar încep să vină toți mai mulți cu mașini acum, că s-au înmulțit. N-ai pe unde să o iei, n-ai pe unde să te ferești. Dăm unui peste arde, ce faci? Bun, mă refer la cei care merg pe jos, că cei mai mulți cu mașini. Da, vă mulțumim eu pentru intervenție. Așa, să se facă ceva cu trotuarul, adică să pună niște stâlpi din aceea, să lase trotuarul liber până la școală, deci de la intrare din Columbelor de acolo până în școala 7. Și chiar în școală, intrarea e prin spate pe aici, se parchează mașini în poarta școlii acolo, nu poți să intri. Da, și din nefericire nu e o situație singulară. Aceea, păi nu e cam peste tot se întâmplă la fel. Tot mereu am dat telefoane, dar văd că nu ia nimeni nicio măsură. O să vă răspundă domnul viceprimar acum. O altă întrebare? A fost bun, vă mulțumesc. Singura întrebare. Mulțumesc eu. Și noi vă mulțumim. Da, o să vă răspund. Amplasarea celor stâlpișori nu cred că este o soluție. Ar trebui să-i punem pe toate trotuarele din municipiul Buzău. Soluția este să interzicem parcarea pe trotuare în zonă. Putem face și acest lucru și vom avea alți cetățeni mulțumiți care vor spune unde ne parcăm autoturismele și pe bună dreptate. Una din soluțiile pe care eu am propus-o a fost realizarea acelui studiu de trafic și de circulație la nivelul municipiului Buzău, care să ne dea acele sensuri unice și să ne permită să parcăm autoturismele pe o parte a drumului, lăsând o bandă de circulație liberă. Din păcate nu s-a putut realiza. L-am prins în bugetul pe anul acesta, din păcate banii au fost tăiați la rectificările bugetare care au avut loc. Sper să prindem din nou banii anul viitor, să realizăm acest studiu de trafic și de circulație, care este extrem de important. Dacă nu tratăm unitar la nivelul municipiului, problema nu va fi o soluție. O altă soluție este realizarea acelor parcări supraetajate în cartiere. Cred că ar trebui să facem și un astfel de program pilot. La fel ne întoarcem la problema finanțării. Eu cred că sesizarea acestui lucru de cât mai mulți cetățeni ne va aduce, da? Sau ne va da mecanismul necesar să propunem alocarea de fonduri chiar și din credite, măcar pentru crearea unui astfel de program pilot într-unul din cartierele municipiului Buzău. O altă măsură pe care eu sugerez cetățenilor, pentru că vorbim de foarte multă vreme de acea hotărâre de Consiliu care interzice parcarea autovehicolelor, altele decât autoturismele pe domeniul public în municipiul Buzău, a societăților comerciale. Avem foarte multe dube, camioane și așa mai departe care sunt parcate în aceste zone de rezidență, de reședința locuitorilor în cartierele de blocuri și eu cred că dacă vor bombarda cu sesizări atât poliția locală cât și poliția rutieră, cineva se va mișca acolo și va lua niște măsuri. Să știți că oamenii tot fac sesizări. Da, dar trebuie să o facă acolo unde trebuie. Aplicate, dar degeaba, că nu înțelege nimeni nimic. Vă întrerup pentru că mai avem pe cineva la telefon și o să vă las să vă continuați ideea. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Sunt un handicapat de micro 14. Vă ascultăm. Am primit și eu un tichet pentru alimentele europene. Înainte de alegeri, domnul primar a promis că alimentele sunt în stoc la Buzău și le dă după alegeri. Când să mai dau alimentele astea? Întârzie acordarea ajutoarelor din partea Uniunii Europene. Se pare că într-o săptămână sau două vor sosi, din câte am aflat de la reprezentantul prefecturii ieri. Da, deci vreau să vă spun că nu primăria municipiului Buzău se ocupă de distribuția acestor alimente. Ne auziți? Da, o să vă rog să ascultați, pentru că primi și răspunsul. Ne auziți, sper. Deci nu primăria municipiului Buzău se ocupă de distribuția acestor alimente. Înțeleg că există o licitație în derulare la Ministerul Fondurilor Europene și că imediat ce se va face atribuirea respectivului contract, se vor distribui și aceste alimente. Din păcate, nu ne ocupăm noi de distribuția acestor alimente în momentul de față și nici de licitația organizată pentru alimente. Am aflat ieri de la reprezentantul prefecturii că aceste ajutoare vor sosi în câteva zile, au sosit deja în mare parte din județ, așa că mai trebuie să aveți răbdare doar câteva zile, chiar dacă au întârziat foarte mult.
Să revenim la problema pe care telespectatorul de mai devreme a ridicat-o. Dânsul vorbea și despre apa care e în oraș acum. Ce s-a făcut de când a nins în municipiu strict? Care au fost măsurile? Că vedem tot ce să știți că măsurile de dezăpezire, eu zic că au fost destul de prompt aplicate. S-a circulat aproape la negru pe toată perioada când a nins. Probleme pentru pietoni mai mult. Sunt probleme pentru pietoni pentru că această zăpadă a blocat gurile de evacuare a apei pluviale. Avem echipe atât de la compania de apă cât și de la serviciul de salubritate și de la Urbis care vin și desfac aceste guri de canal. Din păcate sunt foarte multe la nivelul municipiului Buzău și nu o să putem să le acoperim pe toate într-o perioadă foarte scurtă de timp. A plouat aproape continuu, apa se strânge, avem și situația neplăcută în care chiar astăzi am avut această discuție pe Dobrogeanu Gherea, vă dau un exemplu, unde echipele noastre au desfăcut aceste guri de canal pentru a se scurge apa pluvială, au venit oamenii cu lopețile și au aruncat zăpada înapoi de pe trotuar pe aceste guri de scurgere și după aceea ne mirăm că de ce avem apă peste tot. Probabil că acolo avem și deficiențe, într-adevăr printre blocuri se ajunge mai greu, da, la aceste guri pentru a fi degajate. Dar eu cred că și asociațiile de proprietari pot face niște eforturi și oamenii, până la urmă, trebuie să dăm dovadă de un pic de spirit civic și în loc să ne plângem, să ieșim cu o lopată în fața blocului, să ne degajăm gura de scurgere și atunci, cu siguranță, nu vom mai avea acea apă acolo. O altă întrebare de la un telespectator. Bună seara, vă ascultăm. Româna, bună seara. Bună seara. Spuneți. Aș dori și eu câteva întrebări pentru domnul vice. Vă rog. Dacă s-a făcut recepția și de către cine recepția asfaltării în micropai, în paleile din Crâng, respectiv aleea care duce către Urbis și după aceea aleele care sunt lângă Obelisc, pentru că plimbându-mi acum câteva zile în urmă, numai crăpături și deja s-au tasat în unele locuri. Asta ar fi prima. Dacă știe domnul vice, când se va finaliza parcarea din micro 14, deja s-au turnat acolo niște pietri, s-a întins, dar nu s-a finalizat. Și a treia... Lângă unitățile militare, la capul de tot, acolo, către la punct... capul 7-8, da. Acolo, la Maxitas. Da. Și dacă se mai pot remedia acele deficiențe de la Maxi Taxi 7-8, domnișoara știe că urcă de acolo, din la capătul Maxi Taxi 7-8, pentru că sunt anumite pante și apa nu se scurge, rămâne în toată zona aceea, mini-parcarea aceea de acolo. Cu mulțumesc! Bună seara. Vă mulțumim și noi pentru intervenție, o seară bună! Da, deci, în primul rând, asfaltarea aleilor din Crâng. Da, este o lucrare care este recepționată de către Primăria Municipiului Buzău, are o garanție de un an de zile, au apărut niște deficiențe pe aleea principală datorită acelei conducte magistrale de apă, este lucrarea companiei de apă. Care înțeleg că a fost finalizată. Care a fost finalizată, ba da, problemele vor trebui remediate în primăvara anului viitor. Într-adevăr, a apărut o tasare, au fost niște săpături la mare adâncime, au apărut niște tasări și aceste probleme vor trebui remediate în primăvara anului următor. Este în perioada de garanție, nu costă bugetul municipiului niciun ban în plus. Și cu siguranță în primăvară vor trebui să remedieze această problemă legat de parcarea din micro 14. Nu este o parcare propriu-zisă, s-a amenajat într-adevăr cu piatră zona respectivă. Nu am promis că o vom asfalta acum, probabil când vom intra în cartierul micro 14 vor trebui realizate toate acele parcări, nu numai aceea în special. Când se va întâmpla asta? Nu este programat pentru anul viitor în niciun caz. Deci nici măcar anul viitor. Nu. Ce vom încerca la asociația respectivă, vom încerca amplasarea unei, avem trei rampe de gunoi pe care dorim să le prindem într-un program pilot, sunt niște rampe îngropate, iar la asociația respectivă, în zona respectivă, încercăm realizarea unei astfel de rampe, dacă este o veste bună pentru asta locuitorii din zonă. Da. Despre problemele de la capătul maxitaxiului, ce știți că se poate face acolo? Sunt niște probleme de scurgeri, sunt multe în oraș, avem extinderi ale rețelei de scurgeri pentru apele pluviale în fiecare lună.
Din păcate va dura foarte mult până vom rezolva problema în toate zonele orașului. Tot pe zona respectivă pot să vă mai spun, ca și în alte zone din municipiul Buzău, avem probleme cu rețeaua de canalizare, da, care este colmatată în mare parte. Chiar din zona dumnealor am început, anul acesta am lucrat și am decolmatat o bună parte din acea zonă, capătul autobuzului 7. De data asta vorbim de zona unde întorc microbuzele. Da. Această activitate de decolmatare a rețelei de canalizare va continua și în anul următor și în anii următori. Există o cerere de finanțare din partea companiei de apă pentru fonduri europene. Doresc achiziția 3 mașini noi cu care să realizăm acest lucru, pentru că vorbim de rețele de canalizare care n-au mai fost decolmatate, unele de 20, unele de 30, unele de 40 de ani de zile. Și este o problemă de durată, dar la care s-a început, ca să spun așa, lucrul. E bine că știți care sunt problemele și că există și proiecte. Da, le știm, aș dori să putem face și mai multe. Sigur, mai avem câteva întrebări care au sosit prin mesaje și o să vi le citesc, o să vă rog să ne și răspundeți. Cineva vă întreabă când ne mai lăsați cu spațiile de promenadă pe Unirii Nord și o să faceți parcare în zona din fața primăriei. Ce, de asemenea, mai spune dânsul că ar trebui să se ia măsuri și cu gardul viu. Oamenii oricum parchează prin micro 5. S-a făcut parcare în zona cecului. Este mai mult beton decât iarbă. Sunt câteva dintre informațiile aici din mesaj. La o contradicție. Sunt foarte mulți oameni care doresc amenajarea de parcări și asta înseamnă să pierdem spațiu verde. Sunt oameni care doresc să păstreze spațiu verde în detrimentul parcărilor. Se pare că dânsul dorea parcări și cred că sunt mulți cei care doresc parcări, pentru că în multe zone nu prea există locuri de parcare. Știu. În zona la care face referire, cel puțin cea din zona Cecului, am mai spus acest lucru, noi am creat un număr important de locuri de parcare. Da? Venim la o altă discuție. Fiecare dorește să parcheze lângă bloc. Din păcate nu se poate acest lucru și nu o să se poată nici în viitor. Trebuie să Acolo sunt câteva instituții publice, sunt bănci, nu neapărat lângă. Nu cred că e vorba de cineva care vrea să parcheze în fața blocului. Nu, dar eu zic că în zona Cecului avem suficiente locuri de parcare. Avem ceva deficiențe în zona centrală a orașului, dar aici motivele sunt cu totul altele. După umila mea părere, nu lipsa locurilor de parcare, ci faptul că se ocupă acele locuri de parcare cu plată, fără a plăti efectiv. Pentru că dacă vom introduce o taxă de parcare suficient de mare, atunci probabil vom vedea că nu va mai veni fiecare cu mașina la serviciu, vom mai folosi și transportul în comun. Nu ne vom mai parca mașina dimineața și o vom lua seara, pentru că nu cred că ne vom permite. Și asta o vedem în toate marile orașe ale lumii. Da? Nu o să mergeți la Viena și nu o să vă permiteți să țineți mașina în parcare 8 ore în zona centrală a orașului, pentru că acum s-ar putea să nu vă ajungă salariul. Cam de câte ori anul ăsta ați fost cu transportul public la serviciu și v-ați lăsat mașina acasă? S-a întâmplat? La mine nu. Că a spus că oamenii ar trebui să își lase mașina acasă, să meargă mai des cu autobuzul la serviciu. De asta v-am întrebat. În schimb, merg destul de mult pe jos. Chiar și la serviciu. Asta e bine. Pe Alea Constructorului... Stau relativ aproape de servicii, îmi permit acest lucru. E perfect. Pe Alea Constructorului, în spate la liceul sportiv, pe când se desfundă canalele, întreabă altcineva. Da, este o întrebare bună și eu aș ruga toți cetățenii să comunice aceste lucruri. După cum probabil știți, întreaga rețea de canalizare, alimentare cu apă și canalizare a orașului este dată în administrarea companiei de apă. Ei sunt cei care preiau aceste sesizări și care ar trebui să răspundă și pozitiv. Deci eu aș ruga cetățenii ca toate problemele legate de apă și canal să facă sesizări direct către dispeceratul companiei de apă, care au obligația de a interveni și a rezolva problemele în toate zonele orașului. Altcineva vă întreabă și cred că aici puteți răspunde dumneavoastră, când se reabilitează strada Izlazului? Și ieri am trecut pe strada Izlazului. Cei care locuiesc în zonă poate și aduc aminte că ieri, după ce am trecut pe acolo, au intrat și au și remediat un pic din drum. Într-adevăr arată groaznic. După cum am spus, ne dorim ca anul viitor vrem să nu mai existe străzi neasfaltate în municipiul Buzău. Strada Izlazului este una dintre ele și
mă repet, sper că anul viitor să reușim să rezolvăm acest lucru. E bine că ați avut. Este într-adevăr o stradă cu foarte multe probleme. Circul, să știți, destul de mult în oraș și trec, încerc să văd atât cât timpul îmi permite și cât pot problemele din toate zonele orașului. E, oricum, cred că, indiferent de faptul că nu treceți chiar pe toate străzile din municipiu, aflați care sunt problemele, pentru că oamenii se sizează și, așa cum a spus și mai devreme, aveți un program pentru anul viitor pentru a fi toate reabilitate. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Bună seara. Întrebarea. O întrebare scurtă și la obiect. Într-un oraș din România, cred că, dacă țin bine minte, Oradea, a fost implementat un serviciu online de sesizări. Un buget foarte mic, de vreo 6-7 mii de euro a costat acest program. În Buzău nu se poate face una asta de sesizare online? Ba da, să știți. Are prima dată a programului. Nu, dați-mi voie să vă răspund. Există un astfel de program căruia noi acordăm chiar o foarte mare atenție, se numește domnuleprimar.ro. Intrați în secțiunea Buzău și puteți face astfel de sesizări online, puteți atașa fotografii dacă doriți. Să știți că acordăm o foarte mare importanță sesizărilor venite din mediul online. De asemenea, există pe site-ul primăriei adresele noastre de mail, ne puteți sesiza chiar direct, primesc în fiecare zi sesizări, cel puțin eu, de la cetățeni și răspund la ele. Da, să știți că sunt multe sesizări pe domnuleprimar.ro, așa că puteți accesa. Dar, mă auziți? Da. Sigur. Dacă cumva nu greșesc, acolo, la Oradea, dacă țin bine minte numele orașului, era un dispecerat care trimitea exact, adică eu dacă vreau să fac o reclamație către poliție, că am fost blocat de o mașină, fac poză, aplicație, iar dispeceratul trimite, nu trebuie să mai sunt prin 112 pentru o banalitate de a fi blocat cu mașină în trafic. Sau de o groapă sau nu știu ce. Da, deci spuneți că pentru toate instituțiile ar trebui să existe un portal comun. Da, exact asta făcea acel dispecerat. Plasa direct către compania sau instituția publică sesizarea. Aici, dacă e, mi se pare că e la nivel național ce spune domnul viceprimar. Nu, să știți că fiecare oraș în parte, exact, avem pentru Buzău, iar sesizările vin direct către noi. Și sunt repartizate exact cum spuneți dumneavoastră. Atunci dacă tot am ajuns la acest subiect, da, puteți veni concret la următoarea emisiune câte sesizări au fost, câte pe categorii, câte au fost rezolvate. Iertați-mă, sunt date publice, le puteți vedea pe site dumneavoastră, câte sesizări, la câte s-a răspuns... Și așa da, mai departe. Deci sunt date, le puteți contabiliza. Acum. Sunt chiar acum, dacă intrați pe site, puteți verifica acest lucru. Noi vă mulțumim pentru idee și vă dorim o seară frumoasă. Un lucru bun s-a întâmplat în aceste zile. După mai multe reclamații ale părinților, după mai multe sesizări, patinoarul are porțile deschise pentru toți copiii. Până acum erau într-adevăr câteva ore în care elevii puteau merge fără să plătească, însă până la ora 14 în fiecare zi, timp în care copiii erau la școală sau se pregăteau pentru școală. De acum înainte, programul va fi extins. Înțeleg că deja se aplică măsura. Da, în ultima ședință a Consiliului Local s-a și aprobat acest parteneriat. Copiii pot merge când doresc la patinoar, îl pot folosi. S-au executat și lucrări de îmbunătățire a lui, dacă ați văzut. Există o mantinelă, nu știu, n-am reușit să văd dacă au montat și tabela electronică. Toți copiii din municipiul Buzău pot merge și se pot bucura de beneficiile patinoarului fără niciun fel de restricții în momentul de față și ăsta într-adevăr este un lucru bun. Iarăși, pentru că cred că făcea parte din discuția noastră, vreau să-i anunț că în data de 20 decembrie se va deschide și orășelul copiilor, tradițional în Parcul Crâng, așa cum ne-am obișnuit. Iluminatul festiv a fost montat, bradul a fost instalat, va începe și amenajarea efectivă a orășelului copiilor. Ne vom bucura de el până în data de 4 ianuarie, deci până după sărbătoarea de Revelion. Deci din 20 decembrie până în 4 ianuarie. Sper să ne bucurăm și de zăpadă, da, să avem zăpadă proaspătă, cel puțin în ajunul deschiderii orășelului. Și acum am încercat să răspundem pozitiv cererilor cetățenilor și am lăsat, spre exemplu, un Parcul Crâng la această ultimă zăpadă căzută,
Aleea Centrală nu am mai dezăpezit-o, au vrut să se bucure de zăpadă și de săniuș și am dezăpezit doar trotuarele laterale. Da, am primit chiar pe domnule primar.ro, am primit astfel de solicitări și ne-am bucurat să răspundem pozitiv. Iar pe 20, când se va deschide orășelul, înțeleg că va fi din nou un concert, ca în fiecare an de altfel. Da, de întreaga amenajare a orășelului, cât și de spectacolul de anul nou, se ocupă colegul meu, Fănică Bârlă. Înțeleg că va fi și un concert, într-adevăr, în ziua deschiderii. E bine de știut că și de Revelion și la deschiderea orășelului oamenii se vor putea distra și în acest fel. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara! Bună seara. Bună seara! Vă ascultăm! Aș dori pentru invitatul dumneavoastră să vorbesc și eu cu dânsul. Sigur, vă ascultăm. O întrebare dacă aveți. Aș vrea să-l întreb în zona micro 14 aici, pe intrarea Bazalt și la blocurile de nefamiliști în spate la jandar. De la filatură. A fost dânsul vreodată să vadă ce aici? Acum 2 zile am fost acolo. Să veniți să vedeți ce aici, domnul vice. Nu, dar aici am fost acum 2 zile și am văzut. Știu despre ce vorbiți. Știți câți copii avem de mers la școală? Nu mai se poate. Au venit atunci cu lucrarea aia, ne-a zăpăcit, nu mai putem să ieșim cu mașinile din parcări. Nu se mai știe ce e aici și aici. Canalizările nu mai fac față. Figurează aici de câțiva ani că e asfaltat. Noi nu am primit niciun răspuns, am făcut denumerate la primărie. Ce s-a întâmplat aici? Noi nu mai putem nici la țară, nu-i așa? Da, o să vă răspund. Deci am trecut acum 2 zile ultima dată în zona respectivă. Într-adevăr, este o problemă foarte mare. Aveți acele bălți foarte mari acolo. S-a făcut schimbarea rețelei de apă recent și rămăsese foarte mult noroi. Ce am dispus să se fac acum, deci imediat ce vremea va permite, da? Deci imediat ce nu vom mai avea precipitații, se va amenaja acel trotuar de acces dinspre micro 14 până la căminele de nefamiliști, iar am promis că în primăvară vom veni și vom asfalta și căile de acces către blocurile, către cele 3 blocuri de nefamiliști din zonă. Deci imediat ce precipitațiile se vor opri, veți vedea că vom amenaja acel trotuar pe lângă gardul centrului, da? de copii. Da, 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 da. Așa, după care în primăvară, imediat ce vremea va permite, acum se va face bordurare, amenajare, trotuar și în primăvară sper să venim imediat cu covorul asfaltic. Dar măcar până la primăvară, când se face asfalt, niște balastru de la bazar. Dar balastru s-a pus și în urmă cu 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, sau 3 săptămâni. A fost aici un circ, pentru că ăla nu a fost al balastru. A fost niște petriș cu humă și cu nisip, care s-a făcut mai mult noroi. Dacă băga numai piatră, nu s-a ajungea în hală asta cum suntem acum. Dar eu vă spun, nici să punem atâta piatră acolo acum ca să o luăm la primăvară sau când, nici asta nu cred că este o soluție. Păi nu, că așa s-a pus în fiecare an când au fost cu votările cu astea sau în ăsta, blocurile mai jos, toată apa ne intră în subsoluri și tot. Păi despre asta vorbesc, de asta vă spun că a pune balastru la nesfârșit nu este o soluție. Da, dar noi nu mai putem să ieșim cu mașinile de aici, rămânem înțepeniți, s-a lăsat acum din cauza la ploi. Nu, eu am trecut acum 2 zile când era și apă și zăpadă, am intrat cu mașina. Într-adevăr, am spus că aveți niște probleme mari cu bălțile create acolo, dar să-mi spuneți că nu puteți intra și ieși cu mașina. Nu, niște bazar, că de aia sau un petriș mai mare, dacă s-ar pune, n-ar mai fi chiar așa. Da. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Mulțumesc și eu. Problemele pe care le aveți. Multe sesizări din partea buzoienilor. Sunt. Problemele sunt multe și să știți că nu face niciun fel de plăcere să văd că sunt multe zone unde avem rămâneri în urmă și unde trebuie să facem eforturi destul de mari. Credeți-mă că cel puțin eu, atât când îmi stăm putință, fac tot ceea ce pot pentru a rezolva cât mai multe din aceste probleme. Ele nu se vor putea rezolva dintr-o dată. Cu siguranță au observat, asta vă și sună să vi le semnaleze. Nu, dar chiar am fost, vedeți că în toate zonele despre care vorbim, știu despre ce este vorba, încerc să iau măsuri atât cât îmi stăm putință. Alte întrebări. Când se vor rezolva problemele cu locurile de parcare dintre blocuri? De ce nu se impune o taxă a locurilor de parcare? O să fiu foarte franc. Se va putea rezolva atunci când vom amenaja aceste parcări, când le vom marca și când va exista dorința cetățenilor să plătească pentru acele locuri de parcare. Cred că niciodată.
Credeți că se va întâmpla asta? Da, eu cred că acest lucru se va întâmpla și că va apărea ca o necesitate. Dacă va fi și obligativitate, da. Dacă nu, nu, eu cred că după ce aceste locuri vom reuși să le amenajăm, să le marcăm, să le numerotăm, după aceea probabil că va apărea și dorința oamenilor de a le închiria, așa cum vedem în multe orașe. Așa să fie. Altcineva vă întreabă de ce în Broșteni nu s-a instalat măcar o ghirlandă, cei de acolo nu plătesc taxe? Ba da, nu este singurul cartier unde nu s-au instalat ghirlande. Am spus că am instalat acest iluminat festim în limita bugetului alocat. Din păcate, nu putem ajunge în fiecare cartier al municipiului Buzău. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră și domnului viceprimar. Bună seara. Două întrebări am și domnul viceprimar. Una este legată de acele automate, bancomate, cum vreți să le spuneți, prin care puteai să-ți plătești parcarea. Am văzut că au dispărut de prin centrul orașului. Am observat bine sau așa este? Nu, așa este. Înseamnă că primăria a făcut o investiție proastă, nu? Sau care e motivul pentru care... Nu știu să vă spun cinstit, nu știu, nu eram viceprimar la vremea respectivă, nu am cunoștință cine a achiziționat acele automate, primăria sau societatea care are în administrare locurile de parcare, dar mă pot interesa. O altă întrebare. Pentru că știu că acele, fiecare bucată a costat undeva la 10.000 de euro, dacă țin bine minte. Nu, nu, cred că este exagerat afirmația dumneavoastră. Eu sper că vă înșelați. Repet, la vremea la care acele aparate au fost amplasate, nu eram viceprimarul municipiului Buzău și nu am cunoștință de acest lucru, dar repet, mă pot interesa și la o emisiune următoare vă pot răspunde și la această întrebare. Okay. Sau vă aștept la mine la birou, bănuiesc că sunt date publice, vă pot răspunde când doriți, puteți să treceți și vă dau un răspuns foarte clar și în această privință. Și a doua întrebare este legată de exact de ceea ce discutați mai devreme în studio, locurile de parcare. Este inadmisibil ca Buzău, un oraș, un municipiu de oraș care este condus de același partid de mai bine de 15 ani de zile, să nu aibă infrastructura rutieră pusă la punct de la intrarea din Baiela, Brăilei, Ploiești, unde vreți dumneavoastră să ieșiți din orașul ăsta, și să nu aibă locurile de parcare. Doamna moderator spune foarte concret, niciodată, eu nu cred că o să trăiesc în Buzăul ăsta, să văd și eu Buzăul ăsta aranjat din punct de vedere infrastructură, mă refer aici, pietonal, atât cât și pe drum și cu locuri de parcate marcate, pentru că buzoienii sunt convinși că ar fi interesați să-și iau un astfel de loc de parcare pentru a nu mai avea probleme când se întoarce seara de la servicii. Dar municipalitatea, în frunte cu domnul primar Boșcodeală, care este primar de mulți ani de zile, zeci de ani de zile, la al cincilea mandat, dacă știu eu bine, am numărat eu bine, nu a fost interesat ca Buzăul să fie un oraș prosper. La 120 de kilometri de București, în condițiile în care ați fost mai mereu până la putere pe acolo, nu ați atras fonduri suficiente pentru buzoieni. Bun, întrebarea strict se referă la locurile de aceea parcare și la soluții. Asfaltarea și cu marcarea spațiilor pentru parcat mașini. Bun, vă mulțumim. Vă mulțumim. O seară bună. Da, îmi pare, mi-ar fi plăcut un dialog și la mine acasă. Mi-ar place să-mi schimb parchetul poate la 2 ani sau mi-ar place să-mi amenajez curtea cu pavele la 3 ani sau măcar o dată. Din păcate, vedeți, și la primărie este exact ca într-o familie. Faci ceea ce îți permite bugetul să faci. Dacă ai un salariu de 8 milioane, nu poți cheltui 20 într-o lună pentru că nu ai de unde. Exact cam acest lucru se întâmplă și aici. Să nu uităm că vorbim de un oraș cu foarte multe rețele care au fost înlocuite complet. Toate astea au însemnat cheltuieli. Urmează și partea de amenajare a părții carosabile și încercăm, credeți-mă că încercăm pe cât posibil să rezolvăm această problemă, repet, întotdeauna în limita bugetului de care dispunem. Vedem ce se întâmplă și anul viitor. Să știți că și eu sunt la fel de nemulțumit ca oricare dintre locuitorii acestui oraș. Și eu vreau să merg pe trotuare bune și eu vreau să am piste de bicicletă și fac ceea ce pot să fac pentru acest lucru. Dar, repet, întotdeauna ne întoarcem la acel buget. Da? Sau renunțăm la multe alte lucruri pentru a avea asfalt. Aici cred că este o discuție destul de mare și de vastă.
Da? S-a investit foarte mult, spre exemplu, în rețeaua școlară. Da? Investim sume importante în învățământ. Trebuie să punem în balanță ce ne dorim. Investim mai puțin bani în școli și mai mult în asfalt. Investim, nu știu, mai puțin bani în asistența socială, mai mulți bani în asfalt. Sunt multe lucruri asupra cărora trebuie să ne îndreptăm, să ne îndreptăm atenția. Investim mai puțin bani în subvenția la căldură și investim mai mult în asfalt, mai puțin în transportul în comun și mai mult în asfalt. Deci, vedeți, trebuie, e o discuție foarte mare ideal ar fi să fie rezolvate toate problemele. Din păcate, așa cum spuneți, banii sunt insuficienți, dar e bine că citiți întotdeauna și pe domnuleprimar.ro, dar și în emisiuni răspundeți la întrebări și sesizările primesc măcar un răspuns și atenția cuvenită, astfel încât în momentul în care veți avea și mijloacele să rezolvați problemele. În finalul discuției, ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să-mi spuneți ce se mai întâmplă în centru vechi, pe Cuza Vodă, care e stadiul lucrărilor. Este aproape finalizată, s-au montat toate elementele de mobilier urban, cele decorative, avem luminile care sunt aprinse, plantele sunt finalizate, mai avem ceva de lucru la fântânile arteziene și mici retușuri. Eu zic că în primăvara anului viitor acea lucrare va fi recepționată. Este, de fapt, și de drept este 99% este realizată, se circulă, ne bucurăm deja de ea. Face parte dintr-un proiect mai mare care include și străzile din cartierul Mihai Viteazu, unde mai avem câteva segmente de finalizat, ceva plantări de arbori acolo de făcut și spații verzi de amenajat. Foarte puțin asfalt mai este de turnat, mai avem câteva segmente pe Panait Moșoiu, Pinului și Bazilii Orgulescu, care sunt nefinalizate și vor fi finalizate în primăvara anului următor. Întregul proiect va fi finalizat la începutul lunii mai. Deci la începutul lunii mai deja vom recepționa toată această lucrare mare, împreună cu lucrările care vor fi finalizate și la Vila Albatros, dar în Parcul Marghiloman. Acolo unde înțeleg că vom avea un centru cultural. Ne dorim noi cât se poate de frumos și de bine organizat, da? Va funcționa centru cultural al municipiului Buzău cu bibliotecă, cu săl de expoziții, cu săl de audiții, cu probabil elemente ale casei de cultură a municipiului Buzău. Parcul arată foarte bine, va fi un loc de promenadă, sper eu, din ce în ce mai folosit de către locuitorii municipiului Buzău. Ne dorim și reabilitarea lacului din Parcul Marghiloman, astfel încât întreg complexul să arate cât se poate de bine. A fost reabilitată și strada plantelor, da, accesul prin spate, unde s-au creat și locuri de parcare destul de multe. Ca și element de noutate, vă mai pot spune, s-au semnat contractele de finanțare pentru clădirile 6 și 7 de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HDU. Sunt niște lucrări începute cu foarte mulți ani în urmă. Iată că vom termina atât centrul de informatică, cât și căminul, da, la Colegiul Național. Rămâne de finalizat acolo cantina. Sper să o finalizăm și pe aceea în următorii 2 ani de zile. Nu am vești atât de bune, spunea un telespectator mai devreme, că nu am reușit să atragem suficient de multe fonduri. Să știți că am aplicat pentru tot felul de fonduri. Ultima aplicație despre care discutăm este cea legată de reabilitarea termică a blocurilor, unde cererea a fost depusă de 2 ani de zile. Și de 7 luni de zile tot primim cereri de clarificări. Deci iată că nu este întotdeauna, nu vreau să arunc găina în curtea altuia, dar nu este întotdeauna vina noastră. Aplicăm pentru aceste fonduri, ele vin mai ușor sau mai greu. De data asta foarte greu, așteptăm de tare multă vreme. Da, și noi așteptăm dar cu același interes. Clarificări trebuie să le oferiți de fiecare dată, poate până la urmă se lămurește toată lumea și dăm drumul la lucrare. Da, la fel a durat foarte mult și proiectul cu Berdu. Uitați-vă că discutăm de ani de zile, tot timpul au apărut modificări noi, tot timpul au apărut cerințe noi. Eu sper ca de data aceasta și aici să ajungem în forma finală și să dăm drumul și la acest proiect. Domnule viceprimar, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă mai așteptăm pentru că vedeți că buzoienii au multe întrebări pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți la Campus TV. Urmează Oraș Tereacă de la ora 18 și Impact în Campus TV. La revedere! La revedere!